Nici o vară fără un scandal al plajelor. Operatorii ale căror contracte au expirat au început să-și demoleze construcțiile fără să mai aștepte autorizațiile de demolare. Sunt obligați să facă acest lucru de ordonanța de guvern inițiată de Ministerul Mediului. Îi spun că toate deciziile luate în ultima vreme afectează grav activitatea turistică de la malul mării. Potrivit ordonanței de guvern, operatorii de plajă ale căror contracte au expirat trebuie să demoleze orice tip de construcție și să predea porțiunea către Apele Române. Problema este însă că pentru demolare e nevoie de certificat de urbanism și autorizație, un proces lung și anevoios. Acest operator, spre exemplu, nu a mai avut răbdare să primească deciziile și s-a apucat să pună la pământ tot ce ridicase pe plajă. Va participa apoi la licitație. Este un stadiu de așteptare, așteptăm licitația, vedem ce se întâmplă după licitație și să avem un sezon fenomenal. De demolat e foarte ușor. Câteva zile de construit, depinde fiecare ce va construi. Avem oameni calificați care fac planul pentru construcție, arhitecți, proiectanți care ne vor ajuta cu detaliile astea. Vă încadrați până pe 1 mai? Noi așa sperăm. Na, depinde de mai multe detalii. Fiecare, din nou, își face planurile cum știe. Noi credem că vom fi ok. Licitațiile pentru plajă ar trebui să aibă loc pe 4 și 5 aprilie. Cei care vor câștiga vor fi nevoiți să aștepte demolarea vechilor amplasamente de pe nisip. Abia apoi vor putea să-și construiască altele, un proces de durată. Plajele nu sunt pregătite și nici nu pot fi pregătite decât în condiții de încălcare a legii, pentru că nu a demarat încă procedura de licitație, de altfel ea este organizată extrem de târziu, nerealist de târziu, ceea ce îi determină și îi va împinge de fapt pe cei care vor câștiga aceste licitații, dacă ele se derulează, să încalce legea. Altfel, turiștii care încep să vină după data de 1 mai conform legii, nu vor găsi pe aceste plaje, vorbim de 200 de suprafețe, atenție, nu vor găsi pe aceste plaje toalete, beach baruri, șezlonguri sau umbrele, pentru că aceste facilități nu pot fi amplasate fără autorizație de construcție. 126 de sectoare de plaje vor fi scoase la licitație, iar cei interesați își vor putea depune ofertele începând de săptămâna viitoare. Câștigătorii vor primi plajele în administrare pentru o perioadă de maximum 2 ani, o perioadă mult prea scurtă, cred investitorii din turism, care fac previziuni sumbre pentru acest sezon cald. Demolăm bișbarul în limitele legii 50. Nu putem să demolăm ceva care are autorizație de construire decât cu autorizație de demolare, care se ia în limitele legii 50. La ora actuală am un certificat de urbanism în care sunt trecute toate activitățile pe care să le fac în termene pentru obținerea autorizației de demolare. Durează, după părerea mea, și cam până în luna august ar dura. Un sezon estival, așa cum l-au pregătit cei de la Ministerul Mediului și de la APADL. Adică un sezon cu niște operatori de plajă care nu se vor putea autoriza. Între timp, echipele de la Apele Române au început operațiunile de curățare a plajelor și nivelarea nisipului. Am început pregătirea plajelor pentru sezonul estival 2023, începând cu 1 martie. Am igienizat, curățat, nivelat, începând de la Vama Veche, Mangale, cu stațiunile aferente, 2 mai, Costinești, Eforie, și în faza aceasta suntem în zona Constanța, Mamaia și Năvodare, unde acționăm cu toate forțele și sperăm ca în jur de 10 zile să finalizăm toată curățenia pe toată plaja, astfel încât să putem preda agenților economici pentru exploatarea în acest sezon. Oficial, sezonul estival începe la 1 mai. La această dată, turiștii ar trebui să găsească pe plajă șezlonguri, umbrele, cabine de schimb, toalete, dar și beach baruri.